Producătorii de legume vor putea obține ajutoare de minimis din bugetul de stat de câte 2000 de euro pentru suprafața de 1000 de metri pătrați la anumite culturi. Hotărârea de guvern a fost publicată la sfârșitul săptămânii trecute în Monitorul Oficial. Sprijinul vine însă prea târziu, spun legumicultorii. Aici avem ardei gras. În solarul primul avem roșii roză și în tralelante avem roșii. Se va acorda ajutorul pentru producția a 4 culturi, ardei gras sau ardei lung, castraveți, tomate, vinete. Cu toate astea, legumicultorii spun că ajutorul vine târziu și că nu se vor încadra în termen. Suprafața avem 10 ari și am cultivat roșii și atât. Și a doua oară ardei și castraveți. Ați ieșit cu legumele la piață? De două luni aproape. Și cum merge vânzarea? Foarte bine. Copiii știu că singuri, dar eu... Unde duceți? La Timișoara. Numai pe piața din Timișoara? Numai pe piața din Timișoara. De ce? Sunt prețurile mai bune acolo? Sunt mai bune, da, și se învăță copiii acolo și dumneavoastră, dacă luați odată și vedeți că gustoasă și bună, luați în continuu. Ia să duc. Era bine să fi fost subvenția aia? Era bună să fi fost subvenția, dar dacă nu vrea să ne mai ia, asta este. Cum n-au copiii serviciu și nici fata, nora, nici copilul, trebuie să muncească și ei univa, că n-au încotro, trebuie să facă un ban. Nu este rentabil, da? Asta este, să nu-și adă omul. Câștigați cât să supraviețuim. Cât să supraviețuim. Înainte era bun, îi trimit euro dacă ți-i mii, dacă te mai ajută cu ceva, dar acum dacă nu te mai ajută cu nimic, ce să facem? Valoarea maximă în euro a sprijinului pe cultură, 1000 de metri pătrați beneficiar, este 2000 de euro și se acordă în lei la cursul de schimb 4,87 lei. Un singur beneficiar nu poate obține mai mult de 20.000 de euro. Soluția ar fi pentru a se încadra în timp o asociere între mai mulți legumicultori. Cumpără și să dau țărani, producători, să dau producători și nu au nimic în grădină pus. Și ne cam strică munca noastră. Păi cam strică prețurile. Ne strică prețurile. Noastră cheltuiți bani mulți? Aici se cheltuie foarte mult. Mai ales cu încălzirea primăvara. Se arde foarte multe lemne. Și primăvara când facem un ban, cam bătaie de joc la piață. Păi unde vindeți vă și? Păi la Turnul Severin, pe la Vânjul Mare, în comun aici. În târguri. La noi. Cei din Angro vin acasă să vă cumpere sau nu? Nu vin acasă, îi căutăm noi. Bineînțeles, pentru că s-a alungit și la ciclu 2 nu s-a dat. La ciclu 1 nu s-a dat. Și la ciclu 2 se dă, dar nu ne încadrăm în asta. Pentru că se cere numai un fel de cultură și noi nu ne încadrăm, când oamenii n-au fost pregătiți. Nu s-a spus pentru ciclu 2 care să... Deci, dumneavoastră aveți deja cultură. Avem cultură de ciclu 2, dar ai amestecat. Și nu ne încadrăm. Îți cere ori ardei gras, ori capie, ori castraveți, ori numai tomate. Și nu te încadrezi în asta. Cu producția de acum, cum ați ieșit? Am ieșit bine. Prețul mai mic, dar asta e. Și mai târziu din cauza vremii. Cum a fost fără subvenție? V-ați descurcat? Păi cum ne descurcam și înainte. Bineînțeles că ești pe pierdere. Vremea este rea și trebuie să bași foc, cheltuielul e mare și asta e. Cererea de înscriere în program împreună cu o serie de documente necesare se depun cel târziu la data de 20 iulie 2021 inclusiv, la centrele Agenției de Plăți pentru Intervenție în Agricultură, APIA.